ale României. Prin urmare, trebuie să funcționeze la standarde europene. Administrația nu se face de la înălțime. Dacă ceva nu merge, problema trebuie rezolvată rapid. Direct din Galați, o emisiune în care problema ta este analizată și se caută soluții pentru rezolvare. Direct din Galați, cu Ion Ștefan, în fiecare marți de la ora 21. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici. Te aștept în fiecare marți la ora 21 la emisiunea Direct din Galați cu Ion Ștefan. Copiii sunt aia, așa? Bună seara, stimați telespectatori. Ne aflăm ca în fiecare seară de marți la ora 22 la Vestea Bună, care va urma după asta, dar acum suntem în direct cu dumneavoastră la Direct din Galați. Alături de mine este domnul Stănică Ambrinoc. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Bădiță, care este un prieten mai vechi al emisiunilor de la Express TV. Practic, cu domnul Stănică Ambrinoc ne-am cunoscut în această seară. Este un om care are o atitudine combativă, am văzut și pe Facebook și pe alte canale, și prin două, trei mesaje am ajuns la concluzia că ar trebui să fim împreună în această seară, să discutăm în direct despre problemele Galațiului și în același timp să luăm atitudine pentru unele probleme și dacă, sigur, o să primim și telefoane să răspundem cetățenilor. Am să dau un număr de telefon și am să rog regia să îl afișeze pe ecran. 0744 620 846, la care vă rog să nu trimiteți telefoane, ci doar SMS-uri, pentru că nu o să putem să răspundem în direct. Dar la SMS-uri și la problemele pe care dumneavoastră le ridicați o să vă răspundem în funcție de tipologia acestor întrebări. Eu astăzi am înregistrat o emisiune care va apărea imediat după ora 22. Alături de mine a fost directorul general de la Calorgal, domnul Istrati Cristian, care a încercat să facă așa o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat cu apa termo și care sunt lucrurile care vor urma începând cu această toamnă și această iarnă. Pentru că deja astăzi a fost o temperatură destul de scăzută în Galați și în curând o să avem nevoie de sistemul de termoficare. La acest moment apa caldă este furnizată, agentul termic este furnizat de către combinatul siderurgic și se încearcă o colaborare pentru a se reveni pe vechea colaborare cu electrocentrale care se află într-un bulgăre care se rostogorește cu acest apa term, insolvență și așa mai departe, pentru că principalul creditor de la apa term este electrocentrale, dar în ei electrocentrale este debitor la RomGaz, o societate de altfel listată pe bursă, o societate care are anumite probleme datorită faptului că nu le sunt achitate aceste utilități. Blocajul financiar. Am să vă rog să spuneți care este părerea dumneavoastră despre sistemul de termoficare și furnizarea, pentru că am înțeles că sunt ceva probleme la furnizarea apei calde la acest moment, care nu ajunge la o temperatură suficient de mare și în același timp deseori vine murdară, pentru că în urma emisiunii de astăzi și a postării pe Facebook cu promovarea emisiunii Direct din Galați s-au găsit destui gălățeni care au adus destule acuze la acest serviciu de furnizare. Vă rog, domnul
Stănică. Cred că sistemul de încălzire centrală trebuia gândit tehnic, cu o soluție mai de actualitate, și de aici vin problemele. Deci acum e o soluție veche care se întreține, iar soluția cu combinatul este o soluție de compromis, pentru că la ora asta electrocentrala de fapt este oprit. Este oprit, da. Este oprit, este doar, angajații fac doar pază la instalații și fiind o centrală termoelectrică în primul rând, deci face electricitate întâi și după aia apă caldă și căldură. Da, este un agent secundar, da. Căldura. Cred că de fapt, ca una din problemele noastre în ultimii 25 de ani, a contat implicarea politică care de fapt a ținut aceste societăți să nu se dezvolte cum ar fi trebuit. Deci investițiile acolo au fost făcute, de fapt s-au cheltuit bani de investiții, da. Și nu s-au făcut investițiile care trebuie și s-a mers pe tehnologia veche, care într-adevăr are foarte multe pierderi, dar s-a ajuns într-un impas. Și acum toate deciziile sunt politice. Deci prelungim agonia. Unii spun că trebuie să renunțăm la acel sistem, alții că trebuie să-l îmbunătățim. Cred că specialiștii sunt cei mai în măsură să dea soluția concretă și să spun. Nu cred că e foarte complicată, dar asta e. Dumneavoastră, cu ce vă încălziți acasă? Deci eu am fost nevoit să-mi pun centrală și vreau să vă spun că am fost implicat chiar și în asociația de locatari. Am făcut tot posibilul ca să ne încălzim cu vechiul agent și să fim cât mai mulți conectați la acest agent. N-am reușit să ne înțelegem în asociații, fiecare are viziunile lui și atunci am fost obligat să mă încălzesc cu centrală. Dar cu argumentul că n-am plătit acea taxă către apă, cum îi spune, apa term, pentru că mi s-a părut normal în anul în care eu știam că ei nu vor da căldură să nu mai îmi ceară mie nicio taxă, oricum era o taxă abuzivă. Că sunt persoane care le plătesc la noi, de plătit plătim, dar nu știm să cerim ce ni trebuie, asta este, m-am dus la apa term, i-am sesizat că eu mă debranșez, am anunțat asociația, mi-am pus centralul și cu asta basta, am tras gaz și cu... Dar am făcut-o cu un an înainte de a intra într-adevăr orașul în nebunia asta totală. Deci pentru că au existat niște probleme la asociații și până la urmă inclusiv primarul nostru văd că tot asta susține, toată lumea să treacă pe centrale. Nu știu dacă e ușor de trecut un oraș întreg pe centrale, cum a trecut Tecuciu sau Brăila. Da? Da. Asta este altă discuție. Cred că marea majoritate a celor care au rămas în sistem centralizat chiar nu au soluții. Pentru că nu este ușor să pui o centrală, costurile sunt destul de ridicate. Da, e și chestiunea asta, mai e chestia cu zonele alea unitare, care chipurile s-au făcut niște investiții acolo. La noi, nefiind o zonă unitară, cred că nu s-au complicat nimeni, dar nu știu, până la urmă, cred că nici specialiștii nu sunt foarte clari dacă merită sau nu merită ținut sistemul ăsta în funcțiune. Nu știu, sunt niște interese care nouă ni scapă. Atunci... Bădiță, cu ce te încălzești? Am rămas și sunt adept al sistemului centralizat. În schimb, nu al actualului sistem centralizat. Eu am o soluție. Facturarea individuală, furnizarea centralizată. Și atunci, da, adică contractul individual și nici nu trebuie să trecem toți pe centrale. Nu putem să comparăm Brăila și Tecuciu cu Galațiu. Nu știu dacă toți gălățenii știu. Galațiu are 98.000 de apartamente, e pe locul 2 în România. Da. Primul fiind București. Da. După aia am impresia că vine Iașu cu 92.000. La ei sunt mai puține, că sunt mai în alte blocurile. Da. Și așa mai departe. Deci nu poți nici să spui, domnule, treceți toți pe centrală, nici să faci, chiar dacă te ajută primăria, să zicem că subvenționează 10, 20, 30% din costul centralei, tot nu poți să-ți îndeplinești scopul, nici, nu cred că nici măcar în 4 ani. Nu poți să faci, să treci oamenii pe centrale, rămâne și problema cui dăm țevile, ce facem cu angajații, ce facem cu aia, cu aia. E mai simplu sistemul centralizat, facturare individuală, vedem cum găsim o rezolvare pentru cei care nu își plătesc pentru că nu au cu ce să-și hrănească copilul acasă, rezolvarea mai simplă pentru cei care nu plătesc pentru că au ei impresia că li se cuvine, dați în judecată, pusă pe oprire, nu sunt prea radical așa să-i dăm afară din apartamente dacă se găsește un mecanism de înțelegere. Și trebuie analizat și de ce s-a ajuns în primul rând, asta trebuie analizat, de ce s-a ajuns în acest impas.
Păi, acum la acest moment Calor Galul pornește de la zero. Da, și ei cred... Înțeles, vorbeam cu directorul general astăzi, am înțeles că gradul de încasare este 85% pe apă caldă, ceea ce este destul de bun. Dar serviciile nu sunt bune, momentan. Este o problemă. Asta și trebuie sesizat și trebuie făcut să se ajungă la niște caracteristici normale de furnizare a acestor servicii. Eu le spun călățenilor, le recomand să-și facă lucrarea de recirculare a apei calde. Este o conductă, o țeavă, care permite apei să circule în flux continuu și îți întreține căldura. La blocul meu se va face, asta s-a semnat contractul, cu chiu, cu vai, cu anumite neînțelegeri. Mă bucur că am trecut în asociații de proprietari peste ele. Facem lucrarea cu deducerea aceea din impozit. Am dus o oarecare muncă de lămurire cu proprietarii. Majoritatea au reacționat pozitiv. Toți beneficiază de acest lucru. Nu, m-a surprins plăcut și faptul că au reacționat pozitiv și cei cu centrale. Nu am întâlnit unul care să-mi spună, domnule, eu mă încălzesc cu centrală, nu mai am nevoie. Pentru că dacă spune lucrul ăsta, asta și pentru toți gărățienii care ne urmăresc, să-i spună simplu, domnule, dar până ți-ai pus centrală, nu ai beneficiat de aceste țevi la comun? Sigur. Adică și încă mai trebuie poate țevi plătește prin interiorul locuințelor. Inclusiv. Și cel de la parter plătește când se repară acoperișul blocului. Sigur. Și cel de la 4. Și eu, dacă în viitor voi trece, cine știe ce împrejurări, voi trece pe centrală sau pe altceva, pe panouri solare și așa mai departe, voi plăti oricum orice țeavă, orice conductă, orice reparație la bloc. Pentru că trăim într-o comunitate, nu suntem nici pusnici, nici solitari să stăm singurei în cocon. Deci trebuie să ne înțelegem. Ce m-a bucurat în faptul că sunt și probabil unul din cei mai tineri responsabili de bloc, membri în comitetul asociației, am găsit înțelegere până la urmă. Oamenii au venit așa cu un elan, uite ăsta e tânăr, hai că face. Și chiar te-ai zbătut, știu că m-am zbătut, ideea este că am primit și asfalt nou. Foarte din 2002 bine. Acum a venit și asfaltul nou, mulțumim Ecosalului, adică chestia este că am mulțumit tuturor. Și unii chiar mă întrebau, dar ce mai trecut de partea lor? Zic, măi, oameni buni, eu nu fac politică aici. Este un gest frumos, administrativ, nu este un gest din calea afară, pentru că este treaba autorităților. Era o normalitate, să se facă un trotuar distrus. Sigur. Și atât. Da, omul neștiind ce a crezut, domnule, stai așa că schimb orientări sau că am un interes politic. Deci vedeți până unde s-a ajuns cu... scârba, ca să-i spun, scârba asta de față de politic. Deci da. Omul și pentru o anumită lucrare la un bloc are impresia că cineva a primit ordin de partid sau că cineva face ceva pentru voturi. De curând eu postez, de aproximativ 2 săptămâni, postez anumite idei pe care le am cu dezvoltarea acestui galați. Știu că postez da. Și tu. Domnul Andrinoc e un om cu atitudine și face anumite comentarii la diferite postări și foarte mulți gălățeni înțeleg că acest lucru este o propagandă. Orice încercare de a face un bine, de a dezbate o idee, până la urmă o idee pozitivă. Chiar și în seara asta m-am găsit și am crezut de cuvință că domnul Ambrinoc este un om de atitudine. Chiar dacă nu l-am cunoscut, l-am invitat la emisiune și mi se pare normal pentru că mi-am dat seama ce fel de om este din ceea ce postează. E foarte ușor să-ți dai seama de ce fel gândește un om după postările pe care le are și după atitudinea pe care o are în slujba comunității, pentru că fiecare om, fiecare idee, fiecare lucru care este dezbătut, chiar dacă într-un mediu online, înseamnă că ne pasă de ceva. E mediul cel mai comod. Adică nu presupune să te întâlnești undeva, să
Deci toată lumea, mai ales că oamenii au servicii și stau foarte mult peste program, seara poate să vadă un comentariu. Cu ce vă ocupați? Uite că am intrat în direct, dar nici nu știu deci cu ce vă ocupați. Deci eu sunt specialist în telecomunicații. Da. Să zic că am făcut și activitate sindicală și, mă rog, e cu discuții și cu activitatea asta sindicală. La momentul ăsta, având un copil cu nevoi speciale, vreau să dezvolt un ONG la modul serios și împreună cu Mircea Ivanov, Asociația EHAT, să facem educație alternativă. Deci a fost o conferință TED în Galați, care pentru mine a fost o deschidere de orizont, să spun. Deși erau oameni foarte tineri acolo, cred că eram pentru cei mai în vârstă. Și atunci am zis că și chestia asta cu ONG-ul e o problemă serioasă, este foarte greu datorită faptului că oamenii s-au învățat să se descurce singuri. Dar sunt și președintele unei asociații de părinți, care într-un liceu gălățean și numai tematica părinților este o tematică foarte, foarte vastă. Deci, așa este. Reprezentarea părinților, deci sistemul de educație are ca beneficiar părinții și elevii. Nu cadrele didactice, să ne înțelegem bine. Pot oricând să fiu alături de cadrele didactice, susținând sindicatele și susținând salariile, dar și valoarea serviciilor pe care le prestează. Da? Ce se întâmplă în sistemul de învățământ în românesc și în sistemul de sănătate, cred că este ceva de groază. E de muncă aici și ONG-urile ar avea foarte multe treabă. Dar, într-adevăr, trebuie foarte multă muncă voluntară la început, pentru că fonduri ca să plătim salarii pentru cei care vor supraveghea aceste instituții publice vor veni mai greu. Vor veni mai greu. În București sunt ONG-uri foarte puternici, știu să strângă bani și stau pe picioarele lor. Va trebui și noi în Galați să începem acest demers și să dezvoltăm cât mai multe ONG-uri și să controlăm, să monitorizăm instituțiile publice. Și atunci clasa politică nu va mai avea prea multe variante. Adică dacă nu va face, se va vedea. M-ați amintit că aveți un copil cu nevoi speciale. Da. Chiar îmi amintesc că câteva emisiuni de-a lungul timpului am făcut cu președinta Asociației APCA Părinților Autiști și chiar am promovat de foarte multe ori această asociație, pentru că este o asociație a unor copii cu nevoi speciale, a unor copii care sunt greu de înțeles de către noi, dar eu spun că foarte mulți din acești copii sunt geniali. Da. Ei mai greu sunt înțeleși de către societatea românească și eu cred că ar trebui aici să facem mai multe lucruri pentru ei. Pentru că este o tendință de a izola da. pe acești copii și chiar nu mi se pare normal și am luat atitudine de mai multe ori, chiar știu că sunt foarte multe asociații și există chiar o asociație care colaborează foarte mult cu Consiliul Județean și cu Direcția de Protecție a Copilului. Nu mi s-a părut și am luat atitudine, pentru că sunt mai multe asociații de acest fel în Galați, doar una care are o anumită culoare, pentru că și aici, dacă politizăm, inclusiv copilul cu nevoi speciale, dacă îl politizăm și doar unii au acces la anumite servicii și alții nu, chiar este o problemă și este o problemă de mentalitate în societatea românească. Deci noi trebuie să găsim o legislație, o lege specială, pentru că la ora actuală, în România, beneficiază de servicii sociale peste 10 milioane de români. Și unii din ei care nu vor să muncească, unii din ei care nici nu se gândesc vreodată că vor munci. Și acolo unde ar trebui să intervenim cu adevărat, acolo unde sunt nevoi speciale, chiar nu facem nimic în acest sens. Și eu cred că această zonă ar trebui să fie dirijată mai bine și eu chiar în zona în care am postat una din postările pe probleme sociale am spus că organizațiile guvernamentale ar trebui să se ocupe de această zonă. Poate și bisericele ar trebui să se ocupe de protecție socială.
Adică să găsim soluții în așa fel încât oameni pasionați, oameni care înțeleg, pentru că un părinte ca domnul Ambriniu că înțelege mult mai bine nevoia, nu ai de ales și trebuie să te lupți să supraviețuiești și în același timp să găsești o soluție pentru copil, dar în același timp trebuie să vină statul să ajute, pentru că aici este o nevoie cu adevărat specială. Ce este mai trist este că legislația este acolo cât de cât, nu este la nivel european, nu sunt... Dar legislația există și foarte mulți părinți nu au informații despre această legislație. Nu vreau să vă spun că nici cadrele didactice nu au informații, da? Deci există o tensiune pentru că acești copii nu sunt primiți în... Deci inclusiv astăzi am fost cu un caz, un băiat care îl cunosc, întâmplător de la țară, de la Cudar, de unde sunt, pentru că efectiv copilul ăla era respins. Nu vă mai spun că probabil datorită tensiunilor omul m-a sunat disperat că s-a trezit deja cu reclamații la poliție că a ridicat clasul în instituția școlară. Păi dacă directorul, cadrul didactic, care teoretic ar trebui să aibă puțină cunoștință despre acest gen de copii, vorbește unui om simplu de la țară care a plecat în străinătate să-și câștige o pâine, să ajute și el copilul. Păi omul ăla ce să facă în disperare de cauză? Și imediat vine poliția și gata, punem șaua pe ei. Nu se rezolvă așa probleme, da? Deci trebuie să-i sprijinim pe acest părinți. Și eu i-am spus, uite, din timpul meu, vino, mergem la inspectorat, completăm o cerere, pentru că inclusiv eu am trecut acum 3 ani prin așa ceva. Deci o educatoare mi-a spus pur și simplu, poți să vii cu ministrul de mână. Păi băi, frate, dacă în țara asta îmi spune o domnișorică, poți să vin cu ministrul de mână, dar nu mai, ce să mai, adică nu mai avem ce... Da, uite, personal până acum, sigur că am implicat foarte mult în dezvoltarea organizațiilor non-guvernamentale. Personal vă spun de acum, la prima posibilitate de accesare pe fonduri europene, pentru că există, acești copii sunt copii cu nevoi speciale, o să vă ajut să câștigați un proiect pentru a găsi anumite soluții, pentru că este și nu numai că legislația este destul de întortocheată, dar modul în care este tratată această boală de către autorități, așa cum spuneați dumneavoastră, este de neînțeles. Deci chiar personal o să mă implic și nu numai cu asociația dumneavoastră, o să încercăm să găsim ca toate asociațiile care se preocupă de această zonă să găsim o soluție și chiar să facem niște studii de caz, pentru că în special se lucrează pe niște metode, eu știu câteva din aceste metode, se lucrează pe niște metode și ar trebui în permanență studiat un comportament pe care trebuie să-l avem vis-a-vis de ce se întâmplă, ce am constatat eu în cadrul acestor ONG-uri sau asociații care sunt. Deci nu există un echilibru între specialiști care s-au documentat și părinți. Deci noi facem o asociație a părinților, ne strângem, ne chinuim, dar trebuie și punctul de vedere al specialiștilor. Eu chiar am inițiat niște discuții cu Colegiul Psihologilor în acest sens, să dăm și libertatea lor să se dezvolte, adică să vină cu ideile proprii în cadrul unui ONG sau în cadrul unui parteneriat. Pentru că ei fiind o instituție, da, au fiecare rigorări, dar libertate, să lase libertatea fiecărui om care vrea să facă ceva să colaboreze. La fel am gândit și eu această asociație, fiecare părinte să aibă libertatea să-și gândească, cum să zic eu, programul de recuperare a copilului. Că ei au același diagnostic, dar programul este total individualizat. Deci ei trebuie, fiecare are programul lui, fiecare, la unii corespunde un terapeut, la altul nu, la unii corespunde un medicament, la altul nu și tot așa. Adică eu foarte rar am găsit în situația asta doi copii care seamănă la fel. Să fie, să aibă aceleași probleme. Deci unul știe să citească, unul nu știe, unul vorbește, unul e bun la matematică, altul nu e bun, altul nu scrie, unul țipă, unul foarte, foarte. Și atunci și specialistul trebuie pliat exact după copil. Degeaba un specialist se potrivește cu copilul meu, nu se potrivește cu celălalt. Și atunci trebuie căutați. Și acești specialiști trebuie formați, trebuie făcut o școală de terapie. E de muncă, de... Da, asta e. Și, din păcate, implică și mulți bani, pentru că specialiștii au niște tarife, cum e la noi. Toată lumea s-a privatizat, îți pune tariful pe oră. Dar dacă tu ai salariu minim pe economie, din ce să plătești 500.000 consultații? Sau...
Adică e și asta o chestie, dar mă rog. Da. Și un echilibru. Eu cred că o să găsim o soluție. Trebuie să mă gândesc foarte bine unde ar trebui să ne implicăm și cum ar trebui făcut pentru a ajuta acești copii cu nevoi speciale. Și cred că modul în care dumneavoastră reușiți, pentru că fiecare din acești părinți au o cruce foarte, foarte grea. Adică sunt obligați toată viața să fie alături de copii care au probleme și care mai de care, așa cum spuneați dumneavoastră, sistemul mai... sistemul de educație trebuie să dezvolte. Adică eu am o problemă, mă duc într-o școală și psihologul îmi spune că... Dar efectiv așa, vezi că nu intră în atribuție. Adică dacă cineva n-a scris clar acolo în fișa postului că ar trebui să mai citească asta, nu are. Și azi, dar nu se poate, măi frate, ești primul care ești cel mai aproape de chestia asta, de copii cu necesități speciale. Dar nu scrie, nu trebuie să fac, nu. Și sunt alte cadre didactice care mi-au spus, dom'le, știam că la anul o să am copil în clasă. M-am apucat, am citit, am învățat. Și am reușit. Uite, am făcut aia. Deci, se poate. Deci, eu zic că omul sfințește locul. Într-adevăr, sunt clase în care sunt foarte mulți copii. Cadrul didactic nu poate să acopere. Dar trebuie să găsim o soluție. Adică, nu renunțăm. Nu se poate. Deci, am zis, dacă anumite cadre didactice le înțeleg că sunt depășiți. Dar psihologii chiar nu au voie să spună că sunt depășiți. Este meseria lor. Așa este. Păi, nu. Dacă nici meseria noastră nu ne respectăm, atunci... Asta e. Da, pingem lucrurile înainte. Da, am făcut o mică paranteză, probabil cu altă ocazie o să discutăm despre societatea civilă și despre ONG-uri. Astăzi ne-am găsit să discutăm despre partea de încălzire, dar chiar vă rog să apelați și chiar vă spun de acum o să ținem legătura pentru a găsi o soluție. Deja am primit mesaje, mulți cetățeni ne indică că cei de la Apaterm au falimentat și au intrat în acest colaps financiar datorită faptului că facturile au fost umflate. Nu pot să spun la acest moment că este așa sau nu, dar îi aștept pe cei care au informații cu acest subiect să ni le furnizeze și chiar eventual îi invit în emisiune în direct, așa cum a venit domnul Stănică, fără să-l cunosc. Oricine din dumneavoastră poate să participe la această emisiune, pentru că este o emisiune în direct, o emisiune pentru Gălățeni, o emisiune care nu politizează lucrurile, ci încearcă să găsească soluții de rezolvare. Chestiunea asta cu factura, aș spune eu o chestie, nu se supere cetățenii, dar factura se contestă imediat ce a fost emisă. Deci, un termen de a contesta, sigur că da. Deci eu am pățit chestia asta cu Apaterm și eram vicepreședinte și m-am dus la ei și le-am spus, băi fraților, ia hai să vedem noi cât e la scara cu tare, cât e gigacaloria, cât e nu știu ce, și am spus, nu vă supărați, sunt ingineri de meserie. Păi lor nu le place când le iei factura și le compari, că până la urmă dacă știi să le compari, nu trebuie să trebuie prea multă școală. Și am zis, domnule, cât e un gigacalorie, cât e acolo, câte apartamente sunt și din ochi să vede când are. Și am zis, nu ne înțelegem să renegociem această factură, nu acceptăm la plată, noi ca asociații. Și atunci, dar dacă eu după 25 de ani spun că, știi, că ne-a furat cineva, păi dacă n-ai spus atunci, o fi și asta. S-a și prescris. Da, furăciunea. Deci, câtă apă caldă am plătit, deși nu am avut-o, dar asta pentru că eu sunt unul care fac foarte multe reclamații. Dar zic, bă, iar mă duc și fac reclamații. Dar dacă nu m-am dus în termen de 2 luni de zile, am înghițit-o, am plătit-o. Asta e. Deci, dar orice reclamații care am făcut-o, am dus-o până la capăt și vă spun că nu totdeauna am plătit eu, sau am plătit pe jumate. Adică, da, asta e. E timp pierdut și la făcut reclamații și... Așa este. Și, adică, da, e sistemul ăsta, fie... dacă emit factură, trebuie să mă plătească. Nu trebuie să fie întemeiat și bineînțeles, că dacă te duci acolo ca să pierzi vremea, nu. Ce părere ai despre acest subiect? Ce-am spus Gălățenii, da, este un subiect important, fierbinte, sensibil. Mi-aș fi dorit ca apa să fie fierbinte și subiectul ăsta să nu fie fierbinte. Au dreptate, facturile pe alocuri, să nu generalizăm, pot fi umflate. În schimb, s-a ajuns aici nu numai pe facturi umflate. Au fost mai mulți factori. Scăderea nivelului de trai,
Și mai ales toleranța asta a politicienilor care s-au perindat pe la județ, pe la municipiu, prin parlament, pe oriunde s-au perindat reprezentanții ăștia ai noștri care au tolerat consumul fără plată. Da. Că acum, să fim serioși, nu putem și să dăm vina... Și știu eu politicieni din Galați care în timpul alegerilor, sau poate că au și datorii, dar în timpul alegerilor au zis nu mai plătiți facturile, că imediat după ce câștigăm alegerile vom da scutire. Da. Și este foarte clar că în acel moment au căzut toate plățile. Asta este. Din păcate au ajuns aceste servicii, utilități, apă rece, apă caldă, au ajuns instrument electoral. Politicienii ăștia cred că ar trebui ori la muncă silnică pe viață, ori și eliminați de oriunde au fost. De altfel nu este radical. Muncă silnică pe viață. Eu zic că nu este un lucru radical, adică cred să-ți recuperezi paguba. Da. Pentru că să spui cartierilor întregi, nu mai plătiți că câștigăm alegerile și că vă dăm pe gratis. Și în general sunt cartierele unde sunt colorații, ca să le spunem așa. Că am înțeles că sunt ocrotiți acum pe cale de dispariție, specie cu... Nu, este o problemă aici. Sunt cetățeni ai României și trebuie să-i tratăm în mod egal. Asta dar în același timp trebuie să... Să ne trateze și în și mod egal. Și asta vreau plătească... să spun, trebuie să-i tratăm în mod egal, indiferent că tu ești român, țigan, maghiar, italian, absolut, orice. Absolut. Ce drept am eu român, ai și tu maghiar, absolut, țigan, turc, tătar, corect. Asta e discriminare pozitivă pentru ei. Discriminarea adevărată a fost făcută între cei care plătesc și cei care nu plătesc. Asta, indiferent de etnie. Poți tu ca politician să susții să nu se plătească. Dacă atunci, dă-le la toți. Adică de ce eu am plătit sau părinții mei au plătit ani de zile și sunt persoane care 25 de ani n-au plătit și efectiv au abandonat apartamentul cu datorii cu tot, pentru că datoriile erau mai mult decât apartamentul. Au mai făcut și credite la bănci, nu? Păi dacă tu politic îi susții pe cei care nu plătesc, normal că ceilalți care plătesc, dar nu mai plătim niciunii, nu? Dar să iasă politicianul pe post în campanie și să spună tot Galați să nu plătească, votați. Deci, să datorită faptului că... să știi că este riscant ceea ce spui, pentru că s-a mai întâmplat. Românul are tendința să-l creadă pe cel care promite cel mai mult. Este păcat. Nu, așa este. Suntem la 25 de ani după o revoluție. Am avut în emisiune și chiar ai participat. Era în platou în momentul în care aveam niște copii geniali, niște olimpici. Stăteam și de vorbă cu acei copii și acei copii instruiți, deștepți, cu tot ce le trebuie, nu pot fi manipulați. În special este... o masă de manevră, o masă care este sărăcită dintr-un motiv sau altul, păi, o masă care scopul. Este mai puțin instruită și care încearcă să trăiască, să-și ducă traiul din ajutorul social. Păi de asta gonește din... pe copiii aceștia, de asta gonește creierile pe mine și pe ei, pe tineret în general nu poți să-i cumperi nici cu salamul, nici cu o lună de apă gratuită, nici cu nimic de genul ăsta. Ceea ce am constatat eu este că am observat că tineretul nu se mai angajează pe orice salariu și asta apreciez. Deci nu mai se poate. Deci resursele umane din companiile astea multinaționale care au pretenția că au descoperit universul, chiar au problema asta. Deci tineretul nu se mai angajează pe orice salariu. Cei care sunt părinți, au nevoie, se angajează pe orice salariu, dar nu. Mai au puțin ani până la pensie. Dom'le, el își ia o geacă și blugi și a plecat. Că-i București, că-i Atena, că-i Roma, nu mai prins, frate. Și asta este, de fapt, problema. Să vedeți sistemul de pensie unde va ajunge în câțiva ani. Pe scenariul ăsta. Da. Nu mai avem. Este posibil și... Nu sunt fatalist, dar nu o să mai avem multă vreme sistemul de pensie. Pentru că, din câte am înțeles, când voi munci eu... Voi susține generația părinților mei. Sunt două soluții aici. Sistemul vechi. Actual? Da, sistemul vechi. Da. Actual. Dacă ai un nivel de trai ridicat, sporul natural în creștere, demografia merge, da? Populația crește, ai forță de muncă, ai unde să introduci în câmpul muncii, atunci merge. Dacă nu, trebuie schimbat ca să nu-ți depindă sistemul de pensii de evoluția populației țării.
Trebuie schimbat. Fiecare își plătește pentru fiecare. Eu zic că sistemul social este, de fapt, depășit total. Deci capitalismul a învins comunismul, dar n-a oferit nicio soluție. Deci, la ora asta, vedem ce probleme au toate țările și, în primul rând, este o criză demografică. Deci, așa este. Ne place, nu ne place, omul când devine cu un nivel de trai mai așa, nu mai face copii. Sau unul, doi, și atunci, normal că se gândește la cu cei cresc. Ajungem la ce ajungem, ce se întâmplă în Germania, în Franța, aducem imigranți care nu reușim să integrăm și după aia ne trezim în alte conflicte sociale. Dar noi nu reușim să ne integrăm pe ai noștri, românii noștri, țiganii noștri, săracii noștri, noi nu reușim să-i în toată Europa. Chiar, și aducem, importăm... Eu știu sate întregi și aș da exemplu chiar în județul Galați. Sunt multe localități unde romii sunt integrați, unde își fac deci familie, poate. Deci asta, da? Poate. Asta spun, eu am prieteni și chiar eu muncesc și își văd de treaba lor. Chiar într-una din comunitățile gălățene, într-o comună unde preponderent sunt romi, desfășurăm un proiect de aproximativ 1 milion de euro și acolo dotăm tot ce înseamnă săl de clasă, tot ce înseamnă echipament, tot ce înseamnă logistică și încercăm să îi facem pe părinți și pe copii să înțeleagă că abandonul școlar înseamnă o pată pe viitorul acelui copil. Sigur că da. Și profesorii de acolo, cu cadre din Galați, se duc, fac tot felul de cursuri și de seminarii cu acești elevi și părinți în vederea găsirii unor soluții pentru a nu mai abandona școala, pentru că la noi, și stăteam de vorbă emisiunile trecute cu cei din învățământ, din clasa a 8-a până în clasa a 9-a, abandonul este foarte mare. Deci foarte mulți copii după clasa a 8-a nu mai urmează nicio formă de învățământ. Sunt 10 clase obligatorii? Da, dar acum să-ți mai spun un lucru. Sunt unii care abandonează mult mai repede de clasa a 8-a. Dar eu am zis că este o tendință de a abandona cursul după clasa 8-a masivă. Și noi trebuie să găsim soluții, pentru că acele școli de arte și de meserii, acele școli profesionale cum erau înainte, soluție, este cea mai bună soluție. Este cea mai bună soluție, pentru că el iese cu o meserie, poate nu este bun de absolvent de facultate, dar poate să fie un meseriaș desăvârșit. Extraordinar, să-ți dea lecții la turnat asfaltul. Absolut, sau la orice. Orice, că nu e rușine, munca nu e rușine. Da. Eu vă spun, fiind într-un liceu gălățean, eu am văzut care este de fapt atmosfera. Deci este o tensiune. Deci copiii aia nu vin de plăcere la școală, profesorii nu-și fac cu plăcere meseria datorită salariilor și condițiilor care sunt și de fapt școala ar trebui să fie un mediu de socializare în primul rând. Înainte de a fi o învățare, cum era, domnule, asta ai de făcut, scris și... Deci tocmai asta am văzut și la conferințele TED. Se vrea altceva, altceva, altfel. Deci competiția asta, numai de dragul competiției, de a vedea cât sunt pe primul loc, care iau bacul, care nu. Ei trebuie să simtă că au, în primul rând, un mediu de socializare, că au cu cine să schimbi. Dacă părinții sunt cu probleme, acasă vin și profesorii sunt tot cu probleme. Și ei sunt o generație stresată. Și atunci e normal, când a făcut 16-18 ani și a lumea în cap și a plecat. A sărit gardul și s-a dus, frate, și nu mai găsești. Da? Asta e de fapt ce se întâmplă. Sunt, într-adevăr, sunt unii care părinții reușesc și îi țin și să țin de carte, dar sunt puțini. Și atunci normal că tensiunea asta se reflectă în societate și vedem că suntem de agresivi. Și asta e. Da, statul nu știe ce să ajute. Știți ce să face gratuit în România? Operațiile de schimbare de sex. Că asta ne trebuie în țara asta. Dar un bolnav de cancer sau un copil cu autism să-l integrezi sau orice altă formă de boală care s-ar putea vindeca cu puțină cercetare, cu puțină finanțare. Cercetătorii români au descoperit telocitele. Niște celule din inimă care ajută la regenerare. Dar nu bagă nimeni în seamă. Nu bagă. Și asta e din 2010-2011, au venit chinezii și cu 50.000 de euro au luat invenția. Da. S-a inventat în anii 90 un Hyper CD-ROM, un disc pentru calculator cu 10.000 de giga sau ceva de genul ăsta. Criminalul român l-a inventat. Nu este nicăieri pe piață. Încă ne mai chinuim la celebrele Blu-ray-uri de
25 de giga, când omul din anii 90, când restul lumii mergea cu discheta de un mega. E, nu se vrea. Parcă suntem ținuți de cineva sau de ceva, să nu să fim proști, o nație să de proști sau de noi, așa, și... să nu ne concentrăm spre ce. Este problema cum trecem de la individ la grup. Deci eu am observat cât e de greu să vorbești în trei. În trei oameni, da? În trei oameni e foarte greu. Dar după deja sunt două găști când sunt trei oameni. Nu, teoretic ar fi normal, trei este prima celulă ca să înființezi o asociație sau un ONG. Dom'le, și un partid acum, un partid, cu trei oameni. Și mai bine, da, da. Și mai bine. Dar eu văd un ONG să aibă mii de oameni. Păi frate, ca să ai o structură care să funcționeze, trebuie să ai niște fire așa care să-i țină legați. E, astea sunt cel mai greu de făcut într-o societate, deci, într-o structură. Deci am reușit să am un ONG la Galați cu peste 10.000 de membri, cotizanți. Eu sunt surprins cât am căutat și am umblat, eu n-am auzit de acest ONG și aici vă critic, ar trebui să vă trebuie să popularizați. Da, adică pentru noi ar fi un exemplu. Dacă este clar, important este să facem orice model, orice model de ONG trebuie valorificat dacă este un model de succes. Asta e părerea mea. Că se numește sindicat, că se cheamă asociații de părinți, că se cheamă orice asociații culturale, educative, părerea mea. Spune de ce nu se mai implică lumea nici în ONG-uri. În primul rând, nu știu câți avem timp de voluntariat, cât mai avem timp. Și în al doilea rând, mulți cred și le dau dreptate că unele ONG-uri există doar ca paravan politic. Sunt și așa, și așa. Trăiesc pentru anumite chestii, pentru a atrage fonduri către cineva, pentru a atrage voturi către cineva. ONG-urile pentru animale, la fel, și până și celebrii maidanezi au ajuns să fie instrument politic, când de colo, și așa mai departe, manipularea oamenilor, au reușit să ne dividă. Care cu un partid, care cu alt partid, care cu o cauză pro-maidanez, care cu o cauză pro-eutanasiere, care pro-finanțarea cultelor, care împotrivă și așa mai departe. Și au reușit să ne dividă în gășculițe și ne stăpânească. Asta pentru că noi există niște instincte care nu le conștientizăm, sunt în subconștient și educația se termină echipurile când am încheiat școala. Și nu mai de fapt, educația se termină când termină părinții tăi de educație. La școală folosesc învățământul. Ștefan Bădiță a sesizat foarte bine, de fapt, divizarea societății românești și conflictele iscate în mod artificial. Și noi contra maghiarilor. Nu. Exact acest omul împotriva omului. Aici, cum spunea și domnul Stănică. Noi, dacă suntem trei la aceeași masă, poate doi încercăm să-l supunem pe cel de-al treilea și nu este în regulă. Cred că de la Miorița încoace, pentru că și tot și balada e cea mai tare, care este caracteristică poporului român, cel care știa că o să pățească ceva, n-a luat atitudine, ci de fapt a plecat în visare, da, așteptând să se întâmple alte lucruri, și-a asumat până la urmă menirea. Cam așa este și poporul român. Deci noi trebuie să încercăm să găsim o soluție, și să renaștem din nimic aproape, pentru că ne-am vândut resursele, ne-am vândut industria, ne-am vândut agricultura, ne vindem acum mai nou și terenurile. Da, am vândut pavilionul navelor românești. Da, ne vindem și terenul și o să fim... în propria noastră țară, sclav. O să fim, nu zicem sclav, dar lucrători pe alte plantații. Asta este adevărul. Ba mai mult, în seara asta am văzut pe agențiile de știri că investitorii americani or să vină în România, marile firme americane or să vină în România să investească, dar trebuie să se stârpească corupția. De fapt, asta este tema. De fapt, tema este să stârpească astea românești. Mai multe persoane sună, am să vă rog să nu mai sunați și am să vă rog să dați SMS-uri la numărul de telefon afișat pe ecran pentru a putea să vă răspundem și sigur să intrăm în contact cu dumneavoastră. Eu tot am plimbat pe Facebook o postare interesantă cu modelul islandez. Deci acolo s-a întâmplat o revoluție în care clasa politică
au răspuns doar ei pentru datoriile care le-au angajat, pentru că în momentul când niște bani sunt folosiți, sunt împrumutați și nu ajung de fapt la popor, de ce ar plăti poporul? Cum îi urmărim? Și deci ar trebui o dezbatere serioasă pe chestia asta, să vedem dacă modelul islandez se poate aplica în țara noastră, dar eu cred că ceva din acest model ar trebui preluat. Adică cu ce s-o vinovat că președinții, că premierii care au fost din nu știu ce partide, îi găsesc acum că au luat nu știu câți bani. Păi să plătească el cu neamul lui și cu tot. Iar bancherul care l-a împrumutat pe el știind că este imposibil să nu știi cât banii aia sunt deturnați. Adică nu există chestia asta. Și atunci să-și asume, da, situația. Adică nu putem obliga generații întregi pentru că nu au acces la clasa politică, nu? Așa constatăm este. Odată la 25 de ani că am fost prădați. Chiar și acum aș da exemplu Galațiului. Am avut investiții 60 de milioane, n-am reușit să cheltuim nici 40% sau în jur de 40% din acești bani. Cu toate astea, noi n-am cheltuit bugetul și ne împrumutăm acum și amanetăm și generațiile viitoare pentru faptul că n-am reușit să ne facem responsabilitatea respectivă și a funcției. Ne trimite un telespectator și ne spune că noi oarecum judecăm pe cei care nu-și plătesc factura și în același timp are dreptate cetățeanul. Zice, eu nu plătesc factura de apă caldă pentru că de fapt am primit apă rece în loc de apă caldă, care este plătită la o altă valoare, pentru că apa rece are un cost, apa caldă are un cost mult mai mare. Ne spune cetățeanul, domnul Mihai Stroilă, că este etichetat ca rău platnic, dar dânsul de fapt n-a primit serviciile care trebuia să fie furnizate, în loc de apă caldă a plătit apă rece și este... Am înțeles, dar chestia asta trebuie demonstrată. Eu știu cum se practică și asta înseamnă că zilnic trebuie supravegheat e un termostat pe casa scării care controlează apa caldă și să vede temperatura cu care intră și cu care iese. Deci fără acest control zilnic și militărești și nu te poți duce la furnizor să-i spui că într-adevăr ți se întâmplă când vii obosit la servici, dai drumul și vezi că e apă rece. Neavând datele astea statistice... Mai stai trebuie... jumătate de oră să plăgă apa. Am înțeles. Nu poți să contești acea factură. Tu știi că de foarte multe ori ai venit la serviciu și te-ai spălat cu apă rece. Dar neexistând un serviciu care să monitorizeze această temperatură instantaneu și să spună în data de, la ora cutare, a fost atât și pe urmă să te duci... Aici venise da? Cu... Dacă... Deci trebuie făcută recirculare obligatorie. Recirculare obligatorie. Da, e o variantă. Și pentru că... Ca să nu mai... Eu am o idee. Nu știu dacă există, dacă s-ar... Cred că s-ar putea, că ingineria tehnică a evoluat, apometrul să nu se învârtă decât dacă apa are peste 50 de grade. Și ia să-i vedeți pe oamenii de la Calorgan cum o să dea servicii de calitate. Da, alte costuri, alte, da. Sigur că se aici, poate. Aici există chestia asta, ne furăm căciula, adică și furnizorul și... Sunt acum, sunt oameni care intenționat nu dau sau neavând clasa acela apometru, lași firicelul de apă și scurge și nu registrează. Nu, aici vorbim de... Domnul are o foarte de apă dreptate. Caldă și nu vorbim de modul că ea trece printr-un apometru. Da. Deci ea când trece prin apometru de apă caldă, trebuie să fie apă caldă la o anumită temperatură. Eu vă spun că centrele de termoficare care trimit au date foarte clare cu ce. Problema este ca la acele date care sunt doar ale lor să aibă acces și asociația. Vedem și adică, izolarea conductei cum stă, vedem și tehnic de ce drum, că poate din centrală, din punctul termic pleacă cu 60 de grade sau nu știu cu cât pleacă, că nu am... Da, el pleacă la temperatura minimă. Până ajung... Da. În bloc ajung la 30, până mai ajunge pe la etajul 4 sau 7 sau 8 sau 9, deci e clar că se termină acolo. Pleacă de la electrocentrale fără 90-100 de grade, n-are cum să ajungă la 100 de grade pleacă, da. 100 de grade cred că pleacă abur. Păi abur se trimite. Deci ei trimit aburul, cu ajutorul aburului încălzim că este apă. Culmea că noi plătim de două ori apă rece. Apă rece și apă rece pentru apă caldă. Nu. Și asta nu înțeleg. Nu plătim. Apa deci, rece folosită la încălzire. Deci apa rece, doar încălzirea o plătești. Da. Pentru că... Dar le sunt facturate asociațiilor. Apa
termo sau calorgalul, plătește furnizorului de apă rece consumul de apă rece furnizat, dar asta este separat, și ei facturează doar apa caldă. Deci este o factură pe care furnizorul de încălzire și de apă caldă îl ia de la consumatorul de la apă canal. Este o factură directă pe care o plătește el la apă canal și el îți furnizează doar apa caldă, doar aia ți-o furnizează, sigur la preț diferit. Oricum pentru că se pare exorbitant și la apă rece și la apă caldă, astăzi mi se pare exorbitante prețurile. Eu pot să spun că în momentul în care eram director general la apă canal, apa rece era de 3 ori mai ieftină decât acum și nu văd de ce a fost mărită de 3 ori în acest moment, pentru că n-am văzut nimic schimbat cu adevărat. Și nici inflația n-a fost de 3 ori, nu? Nu, și asta e vorba. Și nici salariile românilor n-au crescut de 3 ori. Nu, dar nu, aici nu. Trebuie o analiză clară și văzută de ce s-a ajuns aici. Trebuie investit în tot sistemul, și la apă canal și la calorgal. Dar știți că astăzi, dacă nu mă înșel, a fost ședință, mâine este ședință de Consiliul Local. Printr-o hotărâre sau nu știu, că am citit într-un ziar, au spus că vor tăia din nou, clasic, investițiile, taie de la investiții, să dea la Transurb și să mai dea la anumiți furnizori, să mai plătească anumite lucruri. Și mai taie și de la cartierul social. La acest moment intervin încet, încet pe aceste plăți, pe subvenții. Deci se apropie subvențiile. Da. Diferența celor care nu pot plăti și au un anumit grad salarial trebuie să fie compensată de autorități. De autorități. Dar parcă ne lăudăm că avem excedent bugetar și la București și la Galați, adică bine, premierul se lăuda aici la fel. Neapărat într-o discuție politică. Noi trebuie să găsim soluții în administrație. Asta este. Iată încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii. Un mesaj de final. Și chiar dacă ne-am cunoscut astăzi, sperăm să mai fiți alături de noi și în alte emisiuni. Și chiar vreau să discutăm și problema aceasta specială a ONG-urilor care vor să se implice nu în politic, ci în societatea civilă. Și în politic nu e nicio rușine să te implici și în politic, toată lumea fuge de așa ceva. Adică toată lumea spune, dom'le, acolo e așa mizerie, eu ăsta. Băi, frate, hai să vedem ce e acolo. Hai să ne implicăm. Hai să vedem ce e acolo, bă, să vedem. Adică competiția e bună peste tot, numai acolo să nu te duci. Dar de ce să nu ne ducem, fraților, acolo? Hai să vedem și acolo, nu? Adică, nu, eu văd aceiași oameni de atâția ani de zile. M-am plictisit de Tăricianu, m-am plictisit de nu știu care și tot. Dar... Iar ăștia tineri le spun, băi, ori plec în străinătate, ori mă fac antreprenor. Băi, frate, dar politicul dictează niște reguli. Dar și la Galați la fel. Da. Vorbeați de Tăricianu, dar și la Galați același lucru. Deci eu vă spun, cea mai mare surpriză a fost că acest om a mai ieșit și că a ieșit cu un scor incredibil. Și am avut o explicație, că am fost foarte activ în campania electorală și nu știam de ce, nu știam cu ce, luptam cu o umbră și nu știam care este. Deci eu am fost convins cam cine trebuie să iasă și... Și atunci mi-am dat seama că oamenii care l-au urât și pe Ponta și pe Băsescu au găsit așa în capul lor Tăricianu, așa ca o invenție, că... Dar toți... El a vândut petrolul deci... României la... Nu-i bine să facem mai acuzații, trebuie să avem dovezi. Ideea e, da, mă rog, ideea este că toți politicienii au bubile lor, deci nu sunt nici fan Băsescu, nici fan PSD, nici toate partidele sunt vinovate. Așa este. Dar când găsim răul cel mai mic, căutăm ceva, adică eu trebuie să mă duc la vot, dar cu cine votez? Nu găsim o soluție pozitivă, ci răul cel mai mic. Și întotdeauna a trebuit să alegem răul cel mai mic, dar răul cel mai mic este pentru că, de fapt, noi suntem vinovați că nu ne-am implicat să curățăm aceste partide. Păi normal, dacă m-am dus și eu într-un partid și am zis, măi, dar uite de cât suntem aici, care, nu poți să pui baza. Degeaba pozezi pe o secție de votare și altul o vinde. Nu? Sigur. A terminat. Da. Ștefan, cuvântul de final, dar mai puțin tăios, așa că ai fost pornit astăzi. Gălățenii să se implice și încă o dată reamintesc, recirculare pentru este soluția, da, recirculare a conductei de apă caldă și astfel vom avea apă caldă instant, aproape instant, să spunem așa. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Ați fost la emisiunea Direct din Galați. Alături de mine a fost domnul Stănica Ambrinoc și domnul Ștefan Bădiță. Nu plecați de pe Express TV pentru că în 5 minute vine domnul
Istrate Cristian, directorul Calorgal, care vă va explica cum va funcționa sistemul de termoficare și care sunt problemele cu care se confruntă acest sistem. Și cu siguranță o să fie o emisiune interesantă care se numește Vestea Bună. Sperăm ca peste 5 minute să avem vești bune pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și sperăm să fim și în viitor împreună. Bună seara! Galațiul este unul din cele mai mari orașe ale României. Prin urmare, trebuie să funcționeze la standarde europene. Administrația nu se face de la înălțime. Dacă ceva nu merge, problema trebuie rezolvată rapid. Direct din Galați, o emisiune în care problema ta este analizată și se caută soluții pentru rezolvare. Direct din Galați cu Ion Ștefan în fiecare marți de la ora 21. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici. Te aștept în fiecare marți la ora 21 la emisiunea Direct din Galați cu Ion Ștefan.